Salut, ce bine m-am găsit! Astăzi este vineri, ziua mult așteptată! Ce ne place la Vabeder, ziua de sâmbătă, duminică și ziua de salariu. Moise mai are 147 de kilometri până la descărcat. Mențineți stânga de 3 kilometri pe ora 15. Da, sper să descarc repede. Coordonatorul mi-a scris la ora 10 să fiu acolo, așa că am început mai târziu, am început la 7, am dormit bine. Și da, mă duc la 10 acolo să văd ce curs să primesc după aceea. O să încerc să postez zilnic câte un video de 10 minute, sper că vă convine. Sau dacă nu, o să trecem iară la o dată pe săptămână și vă postez un video mai lung, nu știu cum e bine. Încerc săptămâna asta așa să fac un video de 10 minute.
Gata. Descarc ultima descărcare, adică în Germania, știi, și mi-a dat traseul pe la Irun, acolo ai dreptate. Și nu mi-a băgat și punctele intermediare, prima și a doua descărcare. El mi-a dat doar direct până în Germania, știi? Da, păi nu, bilonghiera. Da, exact, acum mi-am dat și eu seama. Păi înseamnă da. că facem weekendul împreună. Da, eu m-am dus la maxim, eu mai am vreo 5 ore să încarc, nu știu, ori în seara asta, ori dimineață, m-am dus eu până undeva, mai corpia pe 2. Da. Dar 2 vii și tu, nu? Dacă rezolvi încărcarea, dacă nu le ai de acolo la ăștia. Exact, da. La bună. Și dacă îmi dai coordonatele și ne vedem. Da,
să caut și eu parcarea, că nu știu să... Da, da, da. Pe de asta zic că îmi dai, că s-ar putea să termin tu înaintea mea, că eu zic, mai am mult. Mai am 70 de kilometri până la încărcare, până cine știe cât mă țin și aia acolo. S-ar putea da, să ajung dacă... înaintea mea. Da. Nu, dar cred că... Eu cred că eu la 9:30 program, cred că mă bag în parcarea aia care ți-am dat-o ție. Aia la Repsol. Da, păi tu ești acolo lângă, oricum. Da, da, da. Dar tu ești din țară, ne putem vedea acolo, cred că m-am întors dimineață. Păi dăm până, până la Padrosa? Da, nu, nu mi-am lungit orele până la Padrosa. Da. Depășește alea în 2 săptămâni consecutive, da? În 90. Da. Depășesc 90, eu, da. Înțeles. Păi hai că vedem. Rămân unde... Da, da. Dar tu unde ai avut prima încărcare? Ai urcat sus sau unde? Da, am urcat puțin, deci de la Zaragoza 50 de kilometri. Înțeles? A. Am urcat puțin. Pe drumuri naționale, pe aici, pe cât, nu știu, numere cu A127 și drumuri naționale de astea. M-au încărcat, am văzut, era o fabrică de cărămidă, dar nu știu, dar, nu cărămidă m-a încărcat ceva plăci metalice, nu știu. Șapte paleți. La câte tone? 6 tone. No, păi vezi, dacă te încarcă, la cât te încarcă astea. Da, da, da. Deci și dacă mă încarcă, așa e faza, dar nu știu, nu, să vede, nu știu. Am program, dar acum nici eu nu mai ajung azi la... Adică doar 3 ore jumate am condus pe ziua de azi. Dar și iar nu, nu ajung la 4, să nicio șansă. Nu, nu, nu. Deci da, mă duc. La Reps. Da. Da. Să văd cât durează și la mine cu încărcarea. Că, na. La poate mine nu durează. Eu când am ajuns acolo la Schmitz, ăla care descărcase plecase chiar atunci când mă duceam cu actele, știi? Și am dat actele imediat, da. A venit chiar Cătălin, băiatul ăla cu motostivuitorul. Dar ce zici că mie panourile alea metalice mi-au alunecat, frate. Și cu toate că i-am pus și două ochii și le-am strâns ca lumea. Dar cum au alunecat? Unde? În partea stângă, în prelată, da. Știi? Cam ciudat, n-aveau voie normal. Păi de asta mi s-a părut și mie, știi, că culmea nu mi-amintesc să fi virat la dreapta puternic sau să fi frânat sau să fi făcut ceva de genul, știi? Și au zis băieții, bă, da. Că e posibil că, cum erau metalul ăla, între ele să fie alunecat și de aia, gen, nu mai stăteau, nu mai erau stabile, nu știu, le-am pus și pinci, nu le-am strâns nici tare la maxim, așa, le-am strâns destul de bine, știi, când puneam mâna pe kingă era tare, că pe, da, am zis bine, era întinsă da. Mâna, și de aia a fost ciudat tare. Păi da. Da. E, atâta bine cu fost bine. Și a venit ăla, le-a îndreptat și pe urmă Cătălin fain frumos m-a descărcat, eram până la jumătatea remorcii încărcat, îți dai seama că n-au fost mult de mult. Da, da, da. Pe bun. Da, atunci, apoi sună mă când termin din încărcat. Bine, bine, nu, te sun și zic. Da, bine, bun. No, drumuri bune, da. Drumuri, da. Pa, pa.
Sper că n-ai emoții sau ceva de la camere. Dar ce, n-am nicio emoție, nimic, dacă... Nu mă, să iasă ceva ca lumea, că dacă ies nașpa, nu. Nu, acum... Tu nu? Faci așa când... Ce? Să ieși tu, adică tu să fii... Nu, a? Stai, a, am crezut că a ratat. Oricum a ratat startul, da? Velocitate, trebuia să-mi faci un condor, nu? Am plecat târziu de asta, la asta mă referit. Nu, nu, la haine, mă, cum mă îmbrac sau... Nu, nu, nu cum te îmbraci, cum ești tu așa, cum și figura ai. E cu la... La asta, nu la... Oh. Poate la început aveam impresia că, vezi, Doamne, m-ar judeca lumea prea mult sau era o frică de asta. Cum arăt sau ce față am sau pula mea, știi, dar când am văzut că lumea mă apreciază și că îi place așa că sunt real, adică... Câți urmăritori ai? N-am figuri, vreo 1463. Puțin, da. Planul meu era doar să ajung la 1000, nu mai vreau mai mult de 1000. Da, da... Vezi că... Deja s-a terminat curs. Ați 11 de la. Cred că vrei să faci bani? Faci, dar puțin, adică nu... 5 lei, 10 lei și îți trebuie luni. Deci, am făcut 70 de euro în 3 ani. Iar să încep și eu. Deci totuși ți-a dat ceva la abonații ăștia, nu? Contează numărul de abonați? Da, acum la... YouTube au făcut să ai 1000 de abonați și nu știu câte ore de vizualizări, adică tu dacă ai un video de 10 minute, de exemplu, sunt vizualizările. Și cât de lung s-a uitat lumea la el, știi? Cât de mult se uită, dacă se uită la tot video sau... Da, îți apar detalii? Da, da, da. Dacă vrei să și arăt. Și în 3 ani de zile am făcut 70 de euro și acum fac ce știu, mărunt de ăsta, 30 de bani, 50 de bani, dar se adună, îți dai seama, am vreo 15 lei acum. Am inclus. Da. Ce să zic. Ceva de genul face tare. Tu gândiți-o. Oricum, fain a ieșit. Da, bravo ție. Ciocolomiții, eu regat. Mulți la descărcare aici în Franța. Am avut două încărcări și două descărcări am acum. Și trebuie să deie Moise telefonul de dimineață. Am zis că postez zilnic, dar Moise s-a luat cu alte prostii și n-am mai apucat și astăzi asta o să fac tot posibilul să vă postez, să vă încarc pe YouTube, să nu vă plictisiți acasă. Mă duc, îmi dau telefonul. Ați că mi-a dat rampa numărul 12. Aoleu, ce aici? Mă gândeam că o să dureze mai mult, încercăm și noi o manevră. Aoleu, ce aici? Asta între astea două. Asta e, nu știu dacă cred că ar trebui să poți deschid ușile.
am lăsat-o cam mult acum. E bine. Stai să vin mai în stânga, că nu văd linia pe dreapta. E strâmb. Pentru o remorcă exact așa o trașe aștia linile. Să vin pe linie cu roțele de la remorcă. Așa. Mă duc, deschid ușile acum. Să vedem cât de împrăștiată e marfa. Burietele meu. Nu s-a mișcat în E la maxim oricum. Dar cred că durează, că se mișcă ca morți și ăștia. Ca zombalăii n-au chef de muncă marțal. Acum trebuie să o aduc puțin, o mai las așa în stânga și în drept. Da, e bine. Nu, cam asta a fost. O torturică, uaua. N-am și eu ce faci. Ah, ok. Ce să vă povestesc? Sâmbătă, duminică, am făcut cu Vali, un coleg de-al meu. Weekendul a fost fain, ne-am jucat pe laptop toată ziua, am făcut de mâncare. Și luni am condus, am venit spre descărcare aici la Lyon, sunt la Chaponai, la Küchennagel. Și aștept să mă descarc. Astăzi este marți, pe data de 11 am avut descărcarea și atunci de aia am și venit astăzi, nu m-am grăbit cu venitul. La încărcare a fost nasol, că ajunsesem la Küchennagel din Spania. Și m-am încărcat târziu, mi-a zis la 6 să vin la încărcare. Stați că mă vedeți imediat. La 6 după amiaza. Și m-au ținut până la 9.40 ceva pe rampă. Am avut două încărcări, a fost nasol. Beam o este Coca-Cola. Am visat ceva azi noapte cu Coca-Cola. Nu știu ce. Pardon, că mă să-i porc. Am început bine ziua azi. Trebuie să-i sun și pe ai mei, fumez și o țigară. Mă apuc de editat și ne vedem mai încolo, când scăp și eu de aici. Unde să vă pun? Salut și bine v-am găsit. Azi e duminică, Moise la Calei, la Transmark. Mă duc că de Anglia, am primit cursă de Anglia și
se încărcau cu role de hârtie. Am fost în Germania, am terminat toată cursa aia ce am avut-o și noaptea când dau drumul la Sirocco, dimineața când mă trezesc, frigiderul e pe roșu, nu-i pe verde și mi s-a părut odată că a pornit mai greu decât normal și fac bă, ceva e neregulă. I-am zis la coordonator, mi-a dat un service, am fost la primul service, dacă vreți să știți toată istoria. Cei de la primul service mi-au zis, bă, n-avem locuri, nu putem să ne apucăm de tine, uite, îți dăm altă adresă de service, du-te acolo. Am vorbit cu coordonatorul, coordonatorul mi-a zis să mă duc acolo, m-am dus acolo, i-am zis la băieți de acolo, am stat o zi întreagă și deja era sfârșitul zilei, se apropia ora 5, mi-au zis, băieți, bă, noi gata, e fertic pe ziua de azi, mergem acasă. Și a doua zi m-am dus de dimineață și am stat, mi-au reîncărcat bateriile, 4 ore jumate, ceva de genul, am stat și mi-au dat cursă de Germania. M-am dus, am încărcat cu role înalte de hârtie cât toată remorca și nu, a trebuit să pun, cum îi spune, colțarii de plastic, chingile, mare lucru n-a fost, a durat mult și Moise când a strâns chingile, când strângeam chingile, cumva încordam și abdomenul. Am o febră musculară la abdomen, n-am mai pățit de mult asta și cred că v-am mai povestit că acum, la vârsta care o am, dacă fac efort fizic sau ceva și fac febră musculară, febra musculară mă doare cel mai tare a doua zi. Deci nu prima zi de febră musculară, a doua. De exemplu, astăzi e duminică, Moise se antrenează, lui n-am nici pe naiba, fac eu, bă, nu m-am antrenat destul și marți am o febră musculară, parcă zici că-s bătut, așa sunt eu acum. Parcă zici că-s bătut, să ne vedem la față și ce loc fain am găsit pentru cameră. Mulțumesc mult că mă urmăriți, abonați-vă, apăsați butonul de like, sper că vă place. Am zis că postez în fiecare zi, nu prea mai am reușit, o să mai încerc cât de des, încerc să postez cât de des posibil. Și da, beau și o cafeaua, editez și postez, sper să vă placă. Pa, au revoir!